Bun găsit, dragii mei! O altă ediție frumoasă a emisiunii Aducători de Bucurie, aici unde intrăm în casele dumneavoastră cu cele mai frumoase emisiuni, invitatul special fiind Părintele Emilian Prodan, sacroterapeut. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Ne-am propus astăzi să discutăm despre puterea gândului care ne poate influența sau nu viața. Ne poate influența puterea gândului, Părinte, viața, dacă vorbim de un gând negativ? Și în ce mod? Da! Nu numai că ne poate influența, dar ne poate și schimba viața. Pentru că gândurile se materializează. Gândurile devin realitate în momentul în care crezi în ele. Și este foarte important pentru cei care ne ascultă și care au astfel de porniri să și le stăpânească. Pentru că în momentul în care dai frâu liber gândului, gândul devine materie. El devine realitate și mulți dintre oamenii care astăzi sunt într-o anumită suferință sau într-o anumite blocaje la care nu găsesc răspuns, trebuie să înțeleagă că au greșit undeva în momentul în care au dat mai multă valoare gândurilor decât realității. Oamenii sunt conduși de regulă de anturajul sau îndemnul celor din jur. Foarte mulți oameni sunt influențați. Dacă trăiești într-un mediu în care zilnic se bârfește sau se înjură, chiar dacă ești un om bun, un om cumpătat, la un moment dat vei ajunge și tu să gândești ca ei, să bârfești ca acești oameni pe care îi înanturași. De asta pentru că nu ne putem stăpâni? Sau care este motivul? Pentru faptul că noi funcționăm pe mai multe frecvențe. Frecvența binelui și cea a răului. Iar de regulă oamenii care colectează aceste unde negative sunt aceia care nu prea au tangență cu mersul la biserică. Sunt mulți oameni care, dacă ei întreba când s-au spovedit ultima dată, când au rostit un acatist, când au citit un acatist sau când s-au rugat, nu găsesc răspuns. Și tocmai acești oameni sunt cei mai predispuși unui flux de gânduri negative care nu fac altceva decât să-i coboare într-un iad al suferinței permanente. De ce? Pentru că, subliniez, gândul devine materie atunci când ai încercat să crezi mai mult de el, în el, de fapt, decât în tine. Aici se pierd mulți oameni. Există și în timpul în care lecturăm un acatist și ne concentrăm asupra ceea ce citim să se instaleze și gândul acela rău și neplăcut? De multe ori când te rogi, când citești un acatist, ești perturbat de gânduri. Sunt mulți oameni care se roagă și spun: Părinte, nu mă pot ruga. De ce nu te poți ruga? Pentru că gândul tău fuge în altă parte. Păi, dacă acest lucru se întâmplă, atunci trebuie să analizezi bine nu numai acest aspect, ci și cele care țin de viața ta cotidiană. Când te rogi, trebuie să îți conduci toată atenția spre rugăciune și spre cuvintele care rezultă din puterea rugăciunii. Și care sunt aceste cuvinte? Simplu. Cuvintele care noi le rostim în timpul rugăciunii creează o forță care dă naștere, așa cum am spus, de mai multe ori unor biocurenți, ce ajută neuronii să se dezvolte și să dea naștere celulelor vii. Când ne omorâm celulele vii, atunci când ne enervăm, când plângem, fără a avea un motiv concret, suntem foarte triști. Și când am reușit să ne pierdem încrederea în noi și cel mai grav în Dumnezeu. Există atunci și omul oameni... devine un om, iertați, un om viu mort. Există și oameni care ne pot manipula gândirea noastră? Categoric, da. Acești oameni se numesc vampiri energetici. Să te ferească Dumnezeu în viață să ai parte de un astfel de partener sau să întâlnești un astfel de om. N-aș vrea să se supere nimeni. Și îmi vor spune pe cum, dumneavoastră ca preot trebuie să îndemnați oamenii
și să învățească sunt la fel, sunt la fel. Dar că modul de comunicare și modul de comuniune nu este în același duh cu mine. De aceea pentru unii eu sunt un om minunat, sunt un preot care aduc bucurie și le vindec sufletele și pentru alții pot fi opusul. De ce? Pentru că nu sunt în același duh cu mine. Oamenii aceștia au o problemă. Ei cred că problema este la altcineva și întotdeauna caută să își rezolve problema acuzându-l pe altcineva, că este de vină vecina, mama, soțul, părintele, ești de vină tu. Că nu ai capacitatea să te oprești, că nu ai capacitatea să-ți analizezi propria ta viață și să-ți dai seama de unde pleacă răul. Pentru că răul este oglinda a ceea ce ești tu. Noi suntem oglinda a ceea ce gândim și a ceea ce trăim. Și pentru că vorbim de puterea gândului care ne poate influența viața, un gând negativ pe care eu îl transmit, blestemând pe cineva sau bârfindu-l, acela se va întoarce peste mine la momentul în care voi avea cea mai mare nevoie de ajutor. Ne vom întreba cum e posibil. Este foarte posibil. Pentru că orice gând negru creează un nor de energie negativă care te va afecta atunci când ești cel mai sensibil sau când ești cel mai expus unor situații neprevăzute. De aceea se spune că niciun rău nu vine singur. Nu, pentru că în momentul în care ți-ai deschis cutia Pandorei și ți s-a întâmplat o nenorocire, un accident pe care nu poți prevede, ți s-a întâmplat o supărare, o nefăcută, atunci toată această energie neagră care s-a acumulat a venit și ea refulează asupra noastră. Dar dacă tot spuneați de gânduri negative, părinte, am auzit foarte des persoane spunând la cât rău mi-a făcut, nu pot să, l-am iertat, dar nu pot să am gânduri curate despre el sau cu el. Deci nu pot să mai spui că l-ai iertat. Pentru că ori ierți, ori nu ierți. Nu există. În curând vom aduce la biserică o mahramă a Mântuitorului Hristos din anul 1721. Am primit-o de la întâlnirea care am avut-o la Roma cu mai mulți teologi și preoți catolici. La biserica Sfânta Maria de Pipera Voluntari. Acolo va ajunge. Această mahramă poartă numele Chipul Iertării. Este important să ierți, pentru că dacă nu ierți, nu poți să evoluezi sub nicio formă nimic. Nu poți să evoluezi tu spiritual, pentru că întotdeauna vei avea un ghim pe care te ține la locul în care tu vrei să pleci, de fapt, și nu te lasă. Deci, până la urmă, trebuie să cerem mai întâi iertare pentru noi și apoi pentru cel care ne-a făcut rău. În primul rând, trebuie să mă împac eu cu Dumnezeu, să mă împac cu mine și apoi cu cei din jur. Dar unii oameni nu acceptă acest lucru. Astăzi am întâlnit un exemplu cu o persoană care se plângea că vrea să-și ajute soțul. Ar vrea să-l ajute. Au încercat să ajungă la psihologi, să meargă la psihologii de cuplu, la specialiști. Doar că acest atât de introvertit și încăpățânat este încât n-are nevoie de sfaturile nimănui. Și a spus, bine, dar veniți la biserică. Și a zis, nici nu vrea să audă de biserică. Mai și atunci, am întrebat-o, ce căutați acolo? Când întrebi un astfel de om ce cauți acolo, sigur că vor fi alți deștepți care vor încerca să dea tot felul de explicații că trebuie să rămâi și să suferi, că așa e bine. Asta ți-e curucea? Da. Nu există. Câte vreme n-ai comuniune cu acel om, de fapt asta este. Este cel mai important lucru într-o căsnicie, într-o relație, să existe comunicare. Da, trebuie să fie și toleranță. Poate într-o zi sunt eu nervos, într-o zi ești tu nervoasă. Ne amintim de ceea ce spunea Psalmul, pune, Doamne, pază gurii mele. În momentul în care eu nu pot să-mi stăpânesc nervii, mă năpădesc gândurile rele. Și atunci mi-aduc aminte de tot răul pe care l-am trăit, pe care l-am experimentat și acesta, în loc să mă aducă într-o stare de liniște, mă înrăiește. Înrăindu-mă,
ajung la un moment dat să intru într-o stare de conflict, să jignesc, să folosesc cuvinte care n-ar fi potrivite, ca ulterior să-mi pară rău. Părinte, vin atât de mulți pelerini și atât de mulți credincioși care trec pragul bisericii unde vă pot întâlni pe dumneavoastră, la Biserica Sfânta Maria din Pipera Voluntari. Ce vedeți sau ce observați? Nu vin la mine, vin la Sfântul Pangratie, Sfântul Dorințelor. Da. Au venit aici pentru că au auzit de puterea Sfântului și de minunile care le fac. Și eu mă bucur și sunt recunoscător acelor oameni care fac această jertfă. De regulă vin din multe județe, din județe îndepărtate Bucureștiului și vin cu autocare, vin cu microbuze să plângă înaintea icoanelor și la Sfânt cerându-i ajutorul. Le recomand de fiecare dată să se întoarcă cu încredere că n-au venit degeaba. Ce face omul în acel moment, apropo de gând? Gândul lui este acela de a se salva pe el sau de a-și salva copiii sau de a-și salva căsnicia sau afacerea. Dar faptul că acel gând este unul pozitiv și, repet, este generat de încrederea că a venit până la Sfânt și că Sfântul ei va asculta dorința, acesta a creat o forță care se ridică în univers precum o rachetă și care ajunge la un moment dat să fie ascultat de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu cântărește niciodată palatul, mașina sau banii în cont pe care îi ai, ci îți cântărește credința ta și sinceritatea sufletului tău. Aici subliniez, avem o mare problemă că mulți oameni sunt nesinceri. Și să știți că un om care este nesincer și vine și dă un acatist, fie că vine din bună intenție sau că e trimis de unii care vor să spioneze ce se întâmplă pe acolo, acești oameni sunt atât de naivi, pentru că ei cred că tot răul care îl fac, venind, iscodind, venind acolo cu gânduri ascunse, nu li se va întoarce înapoi. Să știți că am suficient de multe exemple de la oameni care au venit, au luat în râs puterea, lucrarea sfinților și nu numai a Sfântului Pangrate, și altor sfinți. Și astăzi suferă. De ce? Pentru că există o judecată dreaptă în univers. Iar cea mai mare judecată care ți-o dă universul este legată de propria ta viață. Cum știi să-ți organizezi? Spre deosebire de alții, și aici mă adresez la cei care ne ascultă, Dumnezeu v-a dat două mâini, două picioare. Aveți doi ochi, două mâini. Și ascultam o pledoarie a unui om fără mâini. Și îi spune, nu aș cere altceva decât o zi. Să fiți în locul meu. O zi în care să nu te poți îmbrăca singur, să ai nevoie de ajutor, în care să nu te poți bărberi, să nu te poți pieptăna, că n-ai mâini. Și spunea acel om cu lacrimi, cel mai jenant lucru este când trebuie să mergi la toaletă și când altcineva trebuie să te dezbrace, să-ți dea jos pantalonii, la final să te igienizeze și să-ți tragă la loc. După aceea, în aceea zi, tu să depinzi de un om care trebuie să-ți dea să mănânce, care să-ți dea apă. Și dacă o singură zi ai sta așa, ți-ai dat seama cât de bogat ești și cât de mare este Dumnezeu că ți-a dat aceste daruri pe care tu nu le apreciezi. Să știți că sunt oameni care se plâng, se tânguie în fiecare zi, dar se plâng tot timpul. Iar de fiecare dată, și aici vă rog să fii atenți cei care le spun și le vorbesc, cu cât te vei plânge mai mult, cu atât vei primi mai puțin. Pentru că tânguirea, faptul că te plângi, că nu ai, că nu reușești, nu-ți rezolvă lucrurile, din contră, ți le adâncesc. Te vor conduce și te vor transforma dintr-un om al, să zic, binelui, într-un om al deznădejdii. Dar există în familie, în cuplu,
nu știu, bărbatul să fie mai posesiv sau mai, de fapt nu posesiv, pesimist și femeia tot timpul să fie ambițioasă și să știe că va reuși sau invers. Există, dar să știți că oamenii aceștia au de două ori mai mare riscul de a se îmbolnăvi. Afișăm pe micul ecran contul chiar bisericii. Chiar vreau să vă zic o doamnă, Elena, și o salut pe această cale printre multe alte doamne care urmăresc această emisiune fiecare sâmbătă de la ora 22, aducător de bucurie, și totodată vă reamintesc că vă puteți bucura de aceste emisiuni pe canalul de YouTube, timp în care pe tot parcursul difuzării acestei emisiuni veți putea găsi pe micul ecran contul de la Biserica Sfânta Maria Pipera Voluntari, asta și pentru că m-ați întrebat unde se pot face donații acum în preajma sărbătorilor de iarnă, și dacă vor bine voi colegii mei din regie, puțin mai târziu vă vor afișa din nou contul bisericii. Îmi cer scuze, părinte, că am intervenit, dar chiar sunt doamne care se uită și îmi scriu în privat. Vreau să fac o precizare. Vă rog. Că de multe ori punem acolo contul, noi nu suntem cerșetori. Dar bănuțul pe care îl dai, mulți erau supărați că noaptea când apar cântările religioase și pricesnele, scriu acatiste și că nu se afișează. Nu trebuie să te afișezi cu numele la televizor ca să știe Dumnezeu că tu ceri ceva. Toate acele acatiste care apar pe WhatsApp-ul de la numărul afișat se citesc. Asta înseamnă o pomenire a celui și împreună cu familia. Dar n-am văzut pe nimeni din cei care scriu să lase o jertfă de un leu. Un leu, nu mai mult. Un leu donez acolo în contul ăla. Sau 10 lei. Toată lumea așteaptă ca Universul să-i dea bunăstare și binecuvântare. Tu ce oferi la schimb? De rugat nu te rogi, de bârfit bârfești, de judecat judeci, de comentat comentezi. De oferit nu oferi. Și când e vorba să ceri, știți, se întâmplă în viață de multe ori să trecem prin momente în care chiar ești la limita disperării. Ești la limita la care te întreb ce vrea Dumnezeu de la tine sau ce vrea viața. Că ai ajuns în acest derapaj. Știți, ca și când ești cu o mașină pe un deal și la un moment dat, în loc să ajungi în vârf, începi să o dai înapoi. De ce ți se întâmplă asta? Pentru că ai făcut de la ce? Un moment dat asta și nu. Se întâmplă aceste lucruri pentru că noi nu înțelegem să păstrăm echilibrul în univers. Dacă eu astăzi mi-am cumpărat mâncare în casă de 3 milioane, 500 sau 350, mă scuzați, sau 200 de lei, să fac o jertfă, nu trebuie să-i dau la biserică, ajută un om sărac. Sau, fă-ți o listă, iubite creștine, și dacă veți urma această rețetă, vă asigur, țineți minte ce vă spun, că toate problemele vi le rezolvați. O lună de zile vă dau acest test și acest canon. Fă-ți o listă. Astăzi am cheltuit pentru mine și plăcerile mele 50 de lei, 600, 1000 de lei. Am rămas dator sufletului cu aceeași sumă. Am rămas dator la suflet pentru ziua de luni cu 1000 de lei. Că jertfa pe care eu mi-o ofer mie, plăcerii de a arăta bine, de a mă afișa în public, trebuie să fie egală cu cea a sufletului, pentru că eu cer și sufletului să strălucească. Cu ce? Cu ce? Iubire nu-i dau, că n-am de unde. Ne tânguim că nu găsim perechea sufletului. N-ai cum să o găsești. Și o să vă explic de ce n-ai cum să o găsești, dacă au răbdare cei care ne ascultă. Nu-ți găsești perechea sufletului pentru că frecvența și nivelul de viață al tău pe care tu ești situat astăzi n-are nimic de a face cu ceea ce îți dorești. Și atrage exact nivelul la care te afli. Nu, există similitudini. Eu mi-atrag de partea mea oameni care vor gândi ca mine. Oameni care genetic sunt compromiși. Care mi-aduc în viață oameni. Deci viața îmi va trimite în viața mea, ca să fiu, să nu fac pleonaz, îmi va trimite în întâmpinarea mea acele persoane care sunt pe aceeași frecvență ca mine, la nivelul la care sunt acum. Și aici vă referiți și sufletește și mental. Și mental și sufletește. Ori eu vă întreb acum și vă rog să fiți atenți la ce vă întreb. Cum sunteți voi acum, cei care mă urmăriți și aveți necazuri, sunteți mulțumiți? Vă spune nu. Și atunci ce poți să atragi de partea ta? Oameni care gândesc ca tine, pentru că tu te situezi la un anumit nivel, vorbim de etaje,
te vei întâlni întotdeauna cu oameni care gândesc ca tine, sau tu, domnișoară sau tinere, care îți vrei o soție impecabilă, frumoasă, deșteaptă, cu minte, sau invers, un soț intelectual cu minte, liniștit, acel soț sau acea soție nu vei găsi câtă vreme tu ești la acest nivel de frecvență. De ce? Pentru că nu te-ai prețuit deloc sufletește. Dar se mai întâmplă și excepțiile, părinte, în care poate nu cel mai conturat om din punct de vedere spiritual și mental își atrage o persoană cu adevărat pentru o noapte deosebită. Da, pentru o noapte. Am văzut aventuri de o noapte, da. Noi nu vorbim de aventuri de o noapte sau de o săptămână. Când vin multe fete și îmi spun, părinte, l-am cunoscut, am crezut că e bărbatul vieții mele și după o săptămână a dispărut. Pe așa repede? Pe a dispărut de ce? Pentru că nu avea nimic în comun. Nu înțelegeți că noi vorbim de comuniunea și comunicarea Duhului. Nu zic, s-ar întreba poate de ce așa repede. Păi, să ne înțelegem, este simplu. Dacă tu vrei ca să evoluezi, repet, fă-ți lista de datorii și calculează-ți banii care cheltui zilnic pentru tine și vezi cu cât ai rămas dator la suflet. Și nu o să vă placă ce o să vedeți. Ar fi bine să ajunge, ne țină Dumnezeu obiceiul și pentru cei milostivi, că de multe ori se întâmplă să dea... Faceți asta și dumneavoastră acasă. Și o să vedeți că dacă veți face asta și veți spune, Dumne, am rămas dator sufletului meu cu o valoare de 10.000 de lei și ăștia 10.000 de lei îi voi împărți în rate și spun, Doamne, Universule, nu pot să ți dau toți acum, îi dau pe rând. Și astăzi fac o jertfă de 50 de lei, 500 de lei. Și când voi ajunge la zero și mi-am plătit datoria față de Univers, atenție, ce vă spun, că nu v-a spus nimeni asta niciodată, din acel moment va fi prima zi, în ziua când care îți vei plăti datoria față de suflet și de Univers, vei fi cel mai fericit. Să știți, părinte, că nu vorbim în această emisiune de mine sau de familia mea, dar aveți perfectă dreptate. Acum fac referire poate și la mama, nu era în cea mai bună formă financiară, să spun, într-o perioadă, și pentru că i-a promis lui Dumnezeu, dacă mă ajuți să duc mâncarea caldă de felul 1 și felul 2 unor pictori ai unei biserici, îți promit, Doamne, că de fiecare dată voi păstra acest obicei măcar o dată pe săptămână. Și așa s-a și întâmplat, că poate nu dispunea de partea asta financiară neapărat, dar a încercat să compenseze prin a le oferi mâncarea caldă în ziua respectivă. Și eu am același principiu, ca fiecare salariu primit, dacă vrei să-l înmulțești și să-l ai, iar Dumnezeu să te țină în sănătate și posibilitate de muncă, e bine să dai. Nu, să fii milostiv. Milostiv, da. Asta se referă milostenia, nu la cerșala unora, da, sau la judecata unora, că vin unii și li se pare, parchează Mercedes în fața, la o mașină scumpă. Și se uită la prețul unei icoane, da. Și ies afară și încep să înjure și să drăcuie că, vai, ce scumpă este o icoană sau ce scump este un pachet de tămâie care valorează câțiva lei. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Oare vindecarea aceasta... Nu are legătură cu obligația pe care cineva o are de a da la biserică. Nu-i da la biserică. E că nu te încurajezi să vii să îmbogățești o biserică. Că lumea are impresia că dacă vine și dă 5 lei, 10 lei, 20 de lei, s-a îmbogățit popa. Nu, iubiții mei. Este obligație morală care o ai față de Univers de a face un bine. De a veni să-i dai sufletului tău valoare. Unde se simte omul cel mai bine? La biserică. Unde te simți cel mai bine? Atunci când ai ajuns în comuniune cu duhovnicul tău, să vorbești în aceeași limbă. Dacă mă duc la un duhovnic și mă ia frica când începe și spune două săptămâni 50 de metanii, trei săptămâni nu mănânci decât nu știu cum, păi l-ai panica pe om. Sau când vin unii săracii leșinați așa pe toate cărările că au primit câte 6-7 ani de oprire de la împărtășanie. Cu tot respectul față de acei mari duhovnici care dau astfel de canoane, dar totuși trebuie să ne raportăm și la vremurile care le trăim și nu știu dacă am garanția că această femeie peste o lună sau două nu ia vreo boală și ne trezim că a plecat dincolo, nespovedită, neîmpărtășită, că eu ca om ce-am făcut? În loc să-i ridic povara, i-am dat una mai mare. Lumea s-a schimbat și mentalitatea noastră trebuie să se schimbe. Lumea s-a schimbat atât de mult și este atât de plină de păcat, încât vă spun, pentru cei care au această dorință permanentă de a judeca, de a comenta, le-aș spune doar dacă ar avea capacitatea să stea să asculte două persoane care
atunci când încep să îți povestească, încep să plângă și să spună că copilul lor e pe moarte sau că și-au pierdut totul într-o zi, că le-a luat foc casa, sau să-ți povestească așa o dramă a vieții, numai două, nu vorbesc de 100. Sau 400, cum se întâmplă să și aveți 400 în unele zile. Sau 500. Cum a fost, de exemplu, de sărbătoarea Sfântului. Nu contează numărul. Vă puteți imagina cam câtă încărcătură și cât se descarcă omul în fața ta, în fața unui duhovnic, nu vorbesc de mine, în general. Și preotul trebuie să le ducă și să dea sfaturi, să fie lucid, să fie liniștit, să nu se enerveze. Și fiecărui om să-i dea o rețetă. Și omul, după ce pleacă, după ce l-a încărcat cu tot ce ai avut, începe să te judece. Și atunci te întrebi, oare nu merită ceea ce îi se întâmplă? Și că tot vorbim de aceste lucruri. Nu, eu vă întreb, merită sau nu? Un om care, de fapt, vine, vrei să-l ajuți, îl asculți și când pleacă, e ca și cum a fost. Știu. Ați văzut. Ți-ai anulat singur orice jertfă pe care ai dorit să o faci. De aceea vă rog să țineți minte. Asta este rețeta pe care, dacă ar urma-o fiecare credincios și ar respecta-o, n-ar mai exista oameni nefericiți. Și să țineți minte asta. Ați învățat-o de la un părinte. Dacă am cheltuit pentru viața mea personală și plăceri, la jocuri de noroc, la plăcerile trupești, la ce vreți voi să spuneți, o anumită sumă de bani alocă pentru... Nu, mă trec dator la suflet. Și când voi ajunge să-mi cheltui la fel pentru bucuria sufletului aceeași sumă, atunci vei fi fericit. Până atunci nu meriți. Și de ce? Pentru că sufletul și trupul este egal. Ce te aduce la preot? Ce te aduce la psiholog? Nefericirea. Eu n-am văzut pe nimeni, cu mici excepții, fericii să vină oameni să foarte meargă, fericiți, să râdă, să aplaude, să vină la biserică doar de dragul de asta. Sunt excepții, dar vorbim de 2-3%. Restul oamenilor care vin acolo pentru că necazul de multe ori te unește cu Dumnezeu și te cheamă la ce? La smerenie. Dacă tu vorbiți de asta, părinte, sunt foarte mulți tineri și astăzi care urmează să facă pasul spre căsătorie pentru a se putea ulterior împărtăși. Pentru sunt a mulți care nu păcat. Mai cred în căsătorie. Dar, da, asta voiam să zic și totodată chiar am întrebat un tânăr, dar când te-ai spovedit ultima dată, mai ales că urmează să faci pasul ăsta de a te căsători? Păi când eram mic și am avut 5 ani. Și zic, ok, atunci când ai mers ultima dată la biserică, păi nu mai amintesc, că nu e obligatoriu să mergi la biserică, poți să stai acasă să te rogi. Dar eu mă gândesc, cum în casa ta intri și dormi în patul tău, tot așa cred eu cu tărie, eu mamă care îmi împărtășesc copiii în fiecare duminică, că trebuie să mergi la biserică în casa Domnului. Adică eu înțeleg că nu poți, nu-ți permite timpul. Nu toată lumea gândește. Dar vă asigur că acei oameni, dacă ar trece, Doamne ferește, printr-o nenorocire sau ar fi subiectul unor suferințe ale trupului, ale corpului fizic, ar bate toate ușile bisericilor. Pentru că oamenii doar atunci își amintesc de Dumnezeu. La necaz. De aceea aș vrea să se înțeleagă că gândul are o forță inimaginabilă pe care noi, dacă am ști o controla și am ști o dirija, am devenit foarte puternici. Dar gândurile lovesc, de fapt, și de fapt gândurile rele se înmulțesc la oamenii slabi. Un om slab este acela care nu face altceva decât să arate cu degetul, să te judece. Să aibă gânduri pesimiste. Sau să-ți facă o faptă mereu bună. Am avut situații în care au venit și au făcut fapte bune, au ajutat și după aceea s-au întors, că le-a părut rău. Să-și ia înapoi ce-au dat. Întreb. Eu refuz să cred că astfel, există și astfel de cazuri. Astfel de oameni, cum se numesc? Și tot ei sunt supărați. Repet, trebuie să înțeleagă fiecare că orice ctitor de biserică și în fața preoților care sunt ctitori, mă înclin, începând cu Preafericitul care a ctitorit Catedrala Mântuirii și alții, mă înclin. De ce? Un ctitor se naște odată la 10 ani. Restul, bucurie, Doamne ajută, sunt confrați, sunt oameni minunați, sunt oameni care au rolul lor, sunt piesele
de diamant dintr-un colier. Dar colierul, dacă n-ar fi agățat de agățătoarea aia, știți, care pune în valoare piesele, n-ar fi purtat. N-ar fi valorat. De aceea aș vrea să înțeleagă credincioșii, preoții trebuie să respectați, nu comentați, nu bârfiți. Dar oare și media trebuie să apreciați pentru că noi suntem hrăniți de dragostea și de bucuria și bunătatea care au ei, oamenii. Știți, când îți dai seama că ai ctitorit, că ctitorești, că aduci în România simbolul iubirii și a dragostei, aduci un sfânt. Când creezi un colț de rai pe care nu-l voi duce cu mine dincolo, voi duce doar faptele bune și voi fi judecat pentru cererele. Când vezi atâta lipsă de recunoștință și când vezi că ești tratat așa de ca și cum n-ai fi făcut nimic, te dor lucrurile acestea. Deci, oameni buni, trebuie să înțelegeți că gândurile noastre trebuie să fie pline de iubire și de iertare. Eu trimit gânduri de iubire și dușmanilor. Doamne, întoarce cu bunătate pe cei care mă urăsc. Asta trebuie să spunem. Întoarce, Doamne, cu bunătate pe cei care mă judecă. Întoarce, Doamne, la credință pe toți cei pierduți. Pentru că multe păcate își fac acești oameni. Știți, cele mai mari păcate pe care și le fac oamenii sunt cele legate de otrava care o scot din gură. Pentru că otrava care iese din gură virusează nu numai sufletul tău, virusează și sufletul celor de lângă tine. De aceea le recomand să fie milostivi. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom aduce o replică a mahramei, a chipului în care s-a șters, a fost șters de Maria Magdalena, chipul plin de sânge. O va aduce la Biserica Sfânta Maria. Replica este din anul 1721, deci replica, dacă aveam originalul. În fine, eram cineva. Dar oricum replică, sunteți părinte și această replică are o încărcătură și o forță atât de mare. Pentru că ea se numește în termen chipul iertării și a vindecării. Nu poți să te vindeci dacă nu ești împăcat cu tine și dacă nu ești iertat și împăcat cu Dumnezeu. Lucrul ăsta trebuie să știe oamenii. Nu poți să-ți vindeci sufletul și până nu ți-ai vindecat sufletul, n-ai cum să-ți găsești perechea sufletului, n-ai cum să faci copii, n-ai cum să evoluezi din toate punctele de vedere. Și dacă tot suntem la acest capitol, în momentul de față, în foarte multe case, se regăsește icoana Sfântului Pancrate. Și după cum ați spus și dumneavoastră, părinte, s-au întors credincioși la dumneavoastră care au zis, de când am pe perete icoana Sfântului Pancrate în casă, am parte de liniște și de bucurie sufletească. Da, dar știți de ce? Pentru că oamenii au primit-o cu bucurie și au crezut în puterea Sfântului, necântărind cât valorează. Știți că o plăcintă, dacă te gândești din câte ingrediente trebuie să o faci, nu mai mănânci niciodată. Iar Sfântul și orice sfânt despre care eu vă spun acum, a avut în casa voastră, începând de la cei mai frumoși, minunați sfinți pe care îi pomenim, Gheorghe, Ermolae, Samson, Sfântul Dimitrie Basarabov, Parascheva, Tatiana, Filoftea, orice sfânt la care ai strigat numele, el este prezent în casa ta. Nu înțelegeți că asta nu înțeleg oamenii. Un sfânt, odată ce l-ai pus pe perete și ți-ai reglat ca și la vioară, știți, acordajul, pe frecvența sfântului respectiv, sfântul devine lucrător cu tine. El devine prietenul tău. Mă credeți că au fost oameni care au plecat în vacanțe și în concediu și chiar zâmbeam că și-au pus sfântul în geamantan cu dumnealor, da. Și a spus că au ajuns la hotel și au dat jos tabloul de pe perete și au pus ca să pună icoana. Păi vă cred. Și am spus, părinte, poate ne credeți nebuni sau nu, chiar mi-au împărtășit. Deci nu s-a pus problema. Deci dacă alții erau blocați la rând, dacă alții nu-și găseau loc de parcare, dacă alții erau tracasați, speriați, nu au avut nicio problemă. Unde mergeam noi, ieșea mașina înaintea noastră și puteam parca.
era un paz a Sfântului. Deci, iată că și momentele următoare telespectatorii pot vedea și sper că v-am îndeplinit cerința, stimată doamnă, cu acest cont pe care îl vedeți afișat pe ecran. Să știți că banii care i-am cerut, din banii respectivi s-au făcut rac la Sfântului. Mai avem de plată icoanele Sfinților Apostoli și lumânărarul care vreau să-l fac acolo. Știți? Biserica Sfânta Maria, care rămâne aici pe pământ. Va rămâne aici. Pentru totdeauna. Cei care fac jertfă își decontează din datoriile care le au față de univers. I-aș ruga pe credincioși și le-aș da temă să-și facă în seara aceasta un calcul cam cât de datori sunt lui Dumnezeu și universului pentru tot ce au primit. Și să-și amintească de pilda care i-am dat-o cu omul fără mâini, ca să vadă cât de fericiți sunt. Ai necazuri? Ai probleme? Stai fără grijă. Orice necaz are rezolvare. Orice problemă are o soluție. Important este să nu te pierzi. Că spunea la un moment dat Părintele Arsenie Papacioc, omul nu are voie să-și piardă starea de prezență. Știți ce înseamnă starea de prezență? Acum, aici, înseamnă momentul de față. Că nu poți nega că tu, omule, acum nu ești în fața televizorului și asculți emisiune. N-ai cum. Și apoi, apropo, când vă spun de sfinți, există sfinți protectori. Sfântul Pantelimon, nu? Este sfântul dedicat vindecării de boli. Sfântul Nectarie, pe care îl avem aici. Sfântul Dimitrie, izgonitor de demon. Sfântul Vasile, la fel. Și că tot vorbim de sfinți și importanța. Vreau să fac o paranteză, să nu uit. Sfântul Pancrate este izgonitor de supărări, adică ți alungă supărarea din viață și ți aduce bucurie. Și am mai descoperit un sfânt despre care n-a auzit nimeni. Și este foarte greu de găsit, inclusiv la Biserica Catolică, că este doar un sfânt iubit și recunoscut de Biserica Catolică, care apără casele împotriva cutremurelor. Și rog pe cei care ne ascultă să intre pe Google, să caute Sfântul Emidio. Serba pe 5 august. Sfântul Emidio. Sfântul Emidio este protectorul caselor de cutremur și este foarte iubit în țările unde sunt multe cutremure. S-a demonstrat prin minunile care le-a făcut că în acele zone unde era Sfântul, în casele unde era așezat icoana Sfântului, nu s-a întâmplat nimic. Tot ce era în jur era dărâmat, casele acelea au rămas întregi. Cum e posibil? Sau cine poate să-mi explice mie o astfel de minune? Pentru că este o minune. Cum adică stânga-dreapta îmi cad și unde este case, icoana Sfântului? Unde este prezent Sfântul? Nu. Și icoana, îmi pare că nu am aici. Este foarte sugestivă. Ne-o aduceți data viitoare. Arată cum Sfântul ține cu mâna cărămizile la un zid să nu cadă. Iată, există și un sfânt care protejează casele de cutremur. N-a auzit nimeni de el, așa cum nici de Sfântul Pancratie. N-a auzit nimeni până la mine, până ce nu l-am făcut cunoscut. Și mă bucur că au început... A ajuns în casele oamenilor. Au început care... multe edituri să-i tipărească acatistul și să se preocupe. Deci, sfinții sunt mărturisitori ai credinței noastre și sfinții sunt lucrători prin puterea gândului nostru. Dacă eu mă gândesc acum la Sfântul Pancratie și îl rog ca tuturor celor care ne ascultă să le trimită bucurie și îl rog pe Sfânt ca tuturor celor care acum ne ascultă sau ne vor asculta să le dea binecuvântare în viață, vă rog să mă credeți că acești oameni nu va trece, nu știu, poate un minut sau două și vor simți o bucurie. Vor vedea că rugăciunea mea, conectată la energia și puterea Sfântului, se va pogori în casele lor. Asta înseamnă forță. Aș vrea să revenim puțin și la tema zilei, puterea gândului, despre care ne-ați și vorbit, ne-ați explicat-o pe înțelesul nostru și, bineînțeles, telespectatorilor care sunt alături de noi la Aducători de Bucurie și de dumneavoastră, Părinte Emilian Prodan, sacroterapeut, cum îmi place să amintesc, și aș vrea puțin să ne vorbiți și despre subtitlul pe care îl avem. Dacă există blesteme, că tot ne-ați menționat sfinții și puterea există protecției. Blesteme. Există blesteme. Și să te ferească Dumnezeu să fii sub efectul vreunui blestem și să nu-l dezlegi. Cum ne dăm seama că suntem sub blestem? Sunt mai multe situații. De exemplu, dacă tatăl vreunei persoane sau mama
bunicul sau bunica au fost blestemați și aceștia au murit și n-au reușit să-și dezlege blestemul, blestemul devine moștenire genetică. La cine? La copii. Și copiii la nepoți? Și copiii la nepoți și așa mai departe. Ce înseamnă acest lucru? Când ești blestemat, nimic din ce construiești nu se vede. Ai astăzi bani foarte mulți, mâine au dispărut. Astăzi ești un om liniștit, un om bun, mâine ești opusul. Deci astea ar fi primele semne. Primele semne. Iar blestemele cele mai mari sunt pe neam, în care toți membrii, dar toți, cunosc cel puțin 3 cazuri de oameni care, de la mamă până la fică, până așa, toți au murit de aceeași boală. La vârste fragede, adică la 30 de ani, 40 de ani. Ce se întâmplă? Înseamnă că casa și locul unde sunt e blestemat. Și aveți grijă unde locuiți, unde stați, că sunt case bântuite, sunt case blestemate. Există un pământ care a putut fi blestemat, pentru că în locul acela poate s-au întâmplat multe crime sau s-au întâmplat multe nenorociri. Și care sunt și oamenii care blesteamă, Părinte? Oamenii care blestemă sunt cei care sunt departe de Dumnezeu. De ce? Pentru că un om care blestemă este, din păcate, un om ancorat într-o lume care nu ne aparține nouă, a unei energii negre. Și de regulă blestemele se prind de oamenii care sunt blestemați doar atunci când aceștia cu adevărat greșesc. Doar atunci când cu adevărat sunt vinovați, pentru că dacă eu blestem o persoană sau persoana respectivă mă blestemă și eu nu sunt vinovat, acesta nu se leagă. Dar de regulă blestemele sunt aruncate pentru anumite nedreptăți, pentru anumite suferințe care ți-au fost pricinuite și pe care nu meritai să le parcurgi. Și pe lângă blesteme există și vrăjile, care s-au înmulțit atât de mult încât am ajuns și eu să mă speriu. Sunt oameni care au ajuns posedați, au ajuns să-și părăsească familia, să-și părăsească copiii, părinții, pentru că pur și simplu au fost vrăjiți. Există o materie pe care am încercat să o studiez în parapsihologie, o materie de combatere a duhurilor rele și a spiritelor negative. Această materie încearcă să ne explice că o casă, de exemplu, unde sunt oameni care zilnic înjură, care drăcuie, care blestemă, acea casă este o casă blestemată. Și niciodată acolo nu va fi liniște, nu va domni liniște. Indiferent și toți, că se dărâmă și se reconstruiește, da? Toți oamenii locul în sine, care vor sta în acel loc vor avea probleme în viață. Și aș vrea doar să vă dau exemplu oamenilor care trăiesc într-un conflict permanent. Nu dau nume, nici etnie. Dar oamenii care trăiesc într-un conflict permanent, în care se înjură, țipă, urlă, se jignesc, pe lângă faptul că trăiesc cu cel puțin 30 de ani mai puțin, pentru că tot stresul și veninul și otrava aruncată din gură se răsfrânge asupra interiorului. Nu mai asupra interiorului, dar și asupra rudelor până la 7-lea neam. De aceea veți vedea că oamenii sunt triști, din ce în ce mai triști, pentru că n-au avut capacitatea să-și dezlege blestemele, farmecele sau lucrurile necurate și spurcate care au fost aruncate asupra lor. Și ne întrebăm de ce n-au reușit. Pentru că n-au crezut, că au considerat că sunt povești și aceste povești, când au devenit realitate, au fost greu de întors. Eu am fost martor la o mormântare, v-am spus, la o lucrare diavolească, așa, în care cineva a pus la picioarele unui mort niște moșmoande exact înainte de a închide capacul. Vă dați seama, în momentul ăla de durere, de tensiune, fiecare să ia coroanele, să... Mi-a fost atent, pentru că știam că se practică. Și când am rugat să scoată acele moșmoande, era păr, era o haină a unei persoane,
un val de asta de pus pe cap. Era un cui ruginit. Deci în așa fel era făcută această vrajă și vraja cu mortă este una dintre cele mai periculoase. Pentru că se dezleagă foarte greu și vraja cu mortul netratată conduce la acea stare de decădere a oamenilor până la nivelul și momentul în care ajung să urle atunci când li se fac molitvele Sfântului Vasile. Nu știu dacă ați văzut sau ați participat la o slujbă de exorcizare. Nu mi-aș dori să vă, părinte, vă spun. Nici eu nu vă doresc. Însă eu am văzut oameni demonizați, oameni care se dedublau în timp ce vorbeau cu mine, vorbea diavolul din ei și schimbau privirea. N-am cum să vă descriu ce momente înfiorătoare te trec în acele clipe când asculți și cât de puternic trebuie să stai cu psihicul, cât de puternic trebuie să stai tu ca om. Să poți vedea și să faci. Să te gândești că în fața ta e un duh necurat care oricând te poate poseda și pe tine. Mă privea cu atâta întunecime și sper că aceste informații să nu afecteze emoțional pe nimeni. Încât la un moment dat, eu având de pitrahirul pe gât, mă întreba, ți-e frică? Dar vorbea diavolul. Și a spus, nu mi-e frică că eu l-am pe Hristos. A început să râdă, ha, ha, ha. Adică, dacă eu aș spune cuiva aceste lucruri, păcat că nu le pot filma și le redau, cu siguranță mulți oameni s-ar întoarce la Dumnezeu. Ar crede că există. S-ar crede. Da. Adică o femeie care vorbește cu voce de femeie, se dedublează și la un moment dat se transformă fața și privirea și mai mult decât atât. Dar se întâmplă ca acești oameni, părinte, la un moment al vieții să fi fost normale, adică într-un comportament normal? Femeia de care vă spun, care era posedată, avea o fetiță de 12 ani. A fost normală până în urmă cu 6 luni. Când ce s-a întâmplat? Când a posedat-o cel rău. A intrat în ea. Și vă spun că nu sunt glume. Adică tocmai asta spun că sunt care prezint mai astăzi audă și repet, sper că aceste informații să nu afecteze emoțional pe nimeni, sunt realități pe care noi poate nu le luăm în considerare pentru că considerăm că nouă nu se pot întâmpla. Credeți-mă că atunci când am ieșit afară, după ce a plecat acea persoană, am avut nevoie de câteva minute să-mi revin. Pentru că cu atâta ură și cu atâta dorință de răzbunare spunea, vrei să intru în tine? M-a întrebat pe mine Duhul rău și am spus, du-te în pustie, n-ai cum să intri. Dacă în momentul acela mă cuprindea pe mine frica, acolo se instala. Dacă m-ar fi cuprins pe mine frica, poate m-ar fi învins. De aceea să țineți minte ce vă spun. Un om care se împărtășește și care l-are pe Hristos în el, care reușește să postească... Nu le atinge nimic. Niciun rău. Nu poate să le atinge nimic. El are un scut. Dar aceste persoane care au fost la un moment dat blestemate și ajung în astfel de situații, la exorcizări și multe alte lucruri, părinte, au fost la un moment dat credincioase? Sau, eu cred odată ce e credința asta mai până la cap, nu pot să fie azi ateu și mâine credincios. Sper să mai avem timp. Un exemplu. Petrecut, acum 3 luni de zile, am filmarea. Pentru cei care vor să o vadă, invit să le arăt. Vă arăt după emisiune. Da, să nu vă ia frica când mergeți acasă. Da. Pe data de 3 iulie, sau înainte de 3 iunie, mă scuzați, o familie cu un copil a venit foarte triști. Deci, din județul Argeș. Fica lor de 15 ani că este posedat. Și a spus, cum, un copil posedat? Da, părinte. Și îmi relatează ce s-a întâmplat. Era ora 11 seara la țară. Copiii se adunau să vină spre casă. În drumul lor spre casă, unul a luat-o în stânga, altul în dreapta, fetița despre care vă vorbesc și care a ajuns atunci la mine, a trecut pe lângă o zonă blestemată, unde acolo era o casă cândva dărâmată, deci nu mai există nimic în acea ruină, în care toți cei din casa aceea, toți
începând de la mamă, copil, fică, fiică au murit de același eveniment tragic, în accident. Toți, adică de la copil până la cea bătrână. Și în drumul spre casă, copil a trecut pe lângă acel loc și în fața ei apare o bătrână, îmbrăcată în mireasă. Ce vă spun este real, adică nu sunt povești. Repet, insist, sper că aceste informații să nu afecteze emoțional pe nimeni. Femeia aceea o privește pe copilă și avea o față neagră, era necurată și o posedă. A intrat în ea. Fetița leșinat, după două ore, era deja două jumate noapte, a trei, o duc acasă oamenii din sat la părinți. Le-a seama, părinții alertați, unde e copilul nostru? La ora 3 fix mi s-a deschid ochii și a început să urle și să vorbească cu altă voce, care nu era vocea ei. Într-o astfel de situație, mama și tata ce puteau să facă? Mamă, ce ai? Cine e? Ce s-a întâmplat? Au dus-o la spital. I-au făcut perfuzii, l-au trimis acasă. N-are nimic, fata. În momentul în care o lăsa pentru 10 minute sau 5 minute, ea începea să plângă și atunci a povestit ce i s-a întâmplat. Că a apărut în față o femeie îmbrăcată în alb, o mireasă, și care a posedat. Și a venit cu ea, vă dați seama, la o întâlnire cu mine. Și la întâlnirea cu mine, i-am invitat la biserică. Nu vreți să știți. 8 bărbați n-au putut să țină o fetiță. În timp ce făceam rugăciunile, se stingeau luminile, se aprindeau. Trăgeam clopotele și urla, încât săracul om care dă cu mătura prin curte, 3 zile a stat cu lumina prinsă noaptea. Nu mai putea dormi de frică. Pare ireal, și... dar e real. Păi, există filmarea. Deci chiar am filmare, adică nu pot să o dau la categoric, televizie. Dar zic, pentru mulți care poate ascultă, li se pare ireal. Credeți-mă. Și povestea continuată, ar fi foarte mult de vorbit. Spune fetița ce s-a întâmplat și aflu că duhul acela necurat care a intrat era de fapt duhul unei femei moarte care în tinerețe s-a iubit cu tatăl fetei. Adică tatăl fetei acum a avut vreo 50 de ani, aia mai era mai mare cu vreo 4-5 ani, a murit subit în accident și să se răzbune că a părăsit-o, a venit să o lovească, să-i lovească copilul. A trebuit mult timp să meargă la multe exorcizări, să scape de acest duh. Dar am imaginile în care își revenea și începea să plângă și imaginile în care era posedată, vă rog să mă credeți. Tot două luni diferite. Nu semăna chipul, nu înțelegeți. Oricând lucrurile acestea le vezi, cum vii tu acum să-mi spui mie că astea sunt povești, că mai vin cultele astea neoprotestante să zică că astea sunt vrăjeli? Că nu există. Cum să nu existe? Dacă există bine, trebuie să accesezi că există și rău. Și toate aceste duhuri necurate, vă spun și îmi fac Sfânta Cruce, vă posedă mintea și gândurile respective. Și oamenii de acest gen au puterea de a-ți distruge viața. Un om când devine irascibil, când devine nervos, cine îl posedă? Duhul rău. Și în acel moment începe, spune, fă, dorința de răzbunare, dorința de a demonstra, sau cum i-aud pe mulți care se jură pe copiilor să moară, să facă. Asta puteți să înțelegeți la ce nivel de vibrație și cum acești oameni își cer o sândă? Păi sunt oameni care se jură pe copiilor și pe familia lor din anumite cercuri sau etnii, ca și cum ar da bună ziua. Pe oamenii aceia cred că universul acesta nu le ascultă dorințele și te trezești că le mor copiii în accidente și își smulg părul după aceea sau... Păi nu te supăra, ai cerut singur o sândă. Nu cereți o sândă, oameni buni, de la Dumnezeu. Că Dumnezeu vă dă, da, asta vrei, asta primești. Fiți buni, asta vă învăț. Fiți buni.
Și dacă aveți ocazia să mergeți, vizitați-vă bisericile, mergeți în pelerinaje, la mănăstiri, la... încărcați-vă sufletul cu energie și vă aștept cu drag să-l vizitați și pe Sfântul Pancratie, Sfântul Dorințelor, un sfânt a cărui nume va rămâne pe veci memorat în inima și în sufletul oamenilor care au fost ajutați. Când vezi minune ca un copil de 6 ani care nu vorbea să înceapă să vorbească, sau multe altele, dar o să vorbesc acum ca să nu plictisesc. Nu ne plictisesc niciodată, eu aș mai sta mult aici, chiar dacă în calitate de moderator mă simt binecuvântată de către Dumnezeu să am prilejul acesta de bucurie de a face parte lângă dumneavoastră, un aducător de bucurie. A fost pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, și astăzi, într-o ediție frumoasă, Părintele Emilian Prodan, sacroterapeut. Mulțumesc, Părinte, pentru tot ce m-ați învățat și ați învățat pe cei de acasă. Și rugăm pe cei de acasă să intre și pe YouTube, să caute canalul Aducător de Bucurie, să asculte emisiunile. Tocmai de asta le-am sugerat încă de la începutul emisiunii, pentru că poate nu se potrivesc cu ora, poate ajung mai târziu sau vin mai târziu de la serviciu, așa încât după difuzarea acestor emisiuni Aducători de Bucurie, le veți găsi întotdeauna în funcție de titlul pe care îl căutați, la lupa acolo sus, în colț, după ce dați un search, Aducător de Bucurie, și abonați-vă la canalul de YouTube pentru a afla răspunsurile la tot ceea ce poate aveți nelămuriri. În atenția dumneavoastră am fost și eu, Lavinia Mihaela Târzianu. Vă doresc o seară liniștită, binecuvântată și cu gânduri pozitive. O seară minunată!